Nenorocirea a avut loc pe 5 mai anul trecut. Toată mansarda blocului a fost mistuită de flăcări. Pentru a ține în frâu focul, pompierii au aruncat tone de apă. După un an și jumătate, camerele sunt tot ca atunci, scrum. Asta este limita apartamentului nostru. Aici era dormitorul, baia, dincolo de acest perete, dacă pot să-i mai spun așa, era sufrageria, iar acolo aveam bucătăria. Noi n-am mai putut recupera absolut nimic din apartament, incendiu a distrus tot. Mansarda care a ars ține loc și de acoperiș al blocului cu 4 etaje. Cum nu mai există, toate intemperiile ajung în celelalte locuințe. La fiecare ploaie mai puternică se inundă scările, iar apartamentele mustesc de apă. Etajul 4 este de nelocuit. Eu lucrez la etajul 4 și cum se poate vedea, nu am cum să mai stau în acest apartament. Deci nu am curent, nu am apă și pereții sunt cum sunt, iar mobila nu mai este bună de folosință deloc. Cum plouă afară, plouă și la noi în apartamente. Deci de una jumate nu a făcut nimeni absolut nimic. Casa scării este plină de lighiane în care curge apa. Așa s-au distrus din cauza infiltrațiilor și puținele locuințe care scăpaseră de incendiu. De la ploaie, de la îngheț, de la ploaie, de la îngheț, s-au umflat și uși, s-au umflat și parchet, grese, faianță. Aceeași situație este peste tot. Etaj cu etaj, până la parter, toate apartamentele sunt vraiște. Aici suntem în sufragerie, la etajul numărul 1, apartamentul în care locuiesc eu. Am scos parchetul pentru că apa s-a infiltrat, două degete era sub parchet apa. Și în continuare toată casa este cu mucegai, cu igrasie, cu scurgeri de la o ploaie la cealaltă. Neputincioși și furioși că nimeni nu-i mai bagă în seamă, în prag de iarnă, oamenii au ieșit în stradă. Câțiva locatari cu mari probleme financiare au fost mutați în locuințe sociale. Unii dintre ei trăiesc în continuare în aceste condiții. Alții s-au mutat în chirie. Cel vinovat de producerea incendiului nu poate fi dat în judecată. Omul a pierdut deja tot ce avea în foc, iar împotriva constructorului, procesele merg lent. Noi am înaintat un proces. Eu, una personal, consider că am cumpărat un bun cu vicii ascunse. Așteptăm ca primăria să se implice. Eu știu că la primărie sunt fonduri de calamitate, nu? Am fost la ședință la primar și ne-a promis că a zis că dacă de la mansardă își retrag plângerile, atunci vine să implică, că ne face mansarda. Autoritățile locale din Năvodari nu au momentan nicio soluție. Nu s-au putut lua măsuri până în momentul de față din cauza neînțelegerilor dintre proprietarii de la mansardă și cei de la etajele inferioare. Primăria orașului Năvodari nu poate interveni pentru punerea în siguranță a imobilului atâta timp cât proprietarii de la mansardă nu își dau acordul unanim pentru a putea intra pe proprietatea lor privată și a executa aceste lucrări. Refacerea mansardei care a ars anul trecut costă 100.000 de euro și nimeni nu are acești bani.